Bună seara! Sper să mă aud. E prima dată când intru în live pe acest grup. Oricum, acest video o să-l las aici pe grup. Intru doar am intrat doar puțin să vă explic pentru că foarte multe persoane m-au întrebat cum uh, am reușit, cum am ce am făcut eu și am reușit să la mine să se negativeze uh, cancerul. Da? Uh, eu anul trecut am fost diagnosticată. Inițial mi s-a spus că sunt două tumori. După operație, au fost de fapt trei. Uh, în schimb, eu am fost setată de prima dată, de prima dată, deci cum mi-au spus rezultatul, am, am hotărât, am fost setată să nu fac chimioterapia. Deci am refuzat-o. Conform protocolului lor, a trebuit să semnez faptul că nu sunt de acord să fac chimioterapia. Uh, și de atunci din prima zi am urmat un uh, regim alimentar foarte strict și o să vă explic uh, exact cam ce am, uh, ce, am, ce am făcut eu. Chiar în, dinainte de operație, înainte de operație, a fost când am aflat, uh, dia, când am aflat diagnosticul, când am aflat rezultatul la biopsie. În primul rând, am, în primul și în primul rând a fost uh, uh, ceea ce mâncam. Da? Mâncam haotic, mâncam ca orice fel de român ca să spun așa. Și a trebuit să renunț la tot ce făceam înainte, tot ce mâncam eu înainte. Uh, am am uh, renunțat începând de la carne. Wow, o brânză, tot ce înseamnă produs animal nu am mai mâncat. Bineînțeles că a fost foarte greu, foarte greu, pentru că organismul era învățat să mănânce orice. Asta a fost în primul rând. Apoi am, am renunțat la zahăr tot ce a însemnat zahăr, dulciuri din supermarket, am renunțat pur și simplu. La început a fost pur și simplu am spus că fac un test, să văd dacă în câteva luni de zile starea mea se, se îmbunătățește sau se răutățește. Ce am mai făcut? Am mâncat am băut în fiecare zi cel puțin un litru de suc de legume, din, făcut, îl făceam din sfeclă roșie, din morcovi, din celină și castravete, și varză roșie. În fiecare seară, în fiecare zi, câte un litru, câte un litru de suc. Uh, dimineața am mâncat cereale integrale, nu cereale din acelea pentru copii, cereale integrale. O să vă arăt aici, am o pungă, ele arată așa, nu știu dacă puteți să vedeți. Da. Acestea, uh, am renunțat la cacao și puneam... Uh, Uh, am uitat să o aduc aici, este praf de roșcovă, nuci și 10-15 nuci pe zi zilnic. Uh, iar acestea le făceam cu apă de seara și migdale sau migdale, nuci sau migdale. Le puneam de seara cu apă, cerealele și le mâncam dimineața. La prânz, uh, mâncam supă de, supă de legume, uh, uh, orice mâncare, mâncare gătită, salată, dar fără ulei, deci fără uleiul uh, uleiul uh, de floarea soarelui, am scos uleiul de floarea soarelui din gătit, fără prăjală, normal, fără Absolut nimic, ceapă prăjită, cum mănâncă românul, nu. Deci am renunțat. Ciuperci, am putut mânca, toate făcute la aburi. Mi-am cumpărat un aparat care prepara mâncarea prin aburi. Are apă de desubt, se pune apă de desup și uh, mâncarea este deasupra, iar prin aburi se uh, mâncarea mea se face. Sau este, de exemplu, am uh, cea mai uh, păstăi, fasole, păstăi, fasole, uh, fasole obișnuită, uh, dovlecei, tot ce înseamnă legumă. Deci, puteam, am putut să mănânc, pot să mănânc orice fel de legumă. Doar să nu fie prăjit și să nu fie cu ulei de floarea soarelui. Am folosit uleiul de in și uleiul de măsline. La... Apoi fructe. În timpul zilei, fructe cât se poate de multe. Deci, în afară de citrice, tot ce a însemnat acru, fruct acru, oțet, am renunțat la ele. Din cauza PH-ului, din cauza acidității. Când aciditatea este mare în corp, uh, cancerul se dezvoltă. Da? Și uh, aciditatea, deci aciditatea din corp trebuie să scadă. Trebuie să ajungă alcalină. Uh, uh, cea mai. Uh, seara, da, seara, puneam. Uh, seara, dacă aveți ceva să mă întrebați, sigur mă puteți, îmi puteți scrie. Seara, în general, îmi puneam un castronel de fructe și pur și simplu le mâncam pe acelea cu două, trei nuci, apă, un litru, chiar peste un litru în fiecare zi, iar analizele mele, bineînțeles, fără cafea, fără băuturi alcoolice și fără țigare, iar după primele, în primele trei luni de zile, analizele mele s-au negativat. Acum, ce am mai făcut, ce-am mai luat dimineața pe stomacul gol am avut am aici ulei de cătină este un ulei luat din, din plafar câte o linguriță pe zi am făcut eu, acestea eu le-am făcut din rădăcina de păpădie păpădia am făcut o cu, deci am scos rădăcina, am tocat-o mărunt și am uh, pus-o cu alcool de 30-40 de grade și rădăcină de brusture. Așa arată la borcan, tot pusă în, în alcool. Um. Nu am mâncat lămâie, deci lămâia, tot ce a fost acru, citrice lămâie, nu am mâncat. Am renunțat la ele. Cu toate că eu consideram înainte că lămâia la un om, la un om sănătos este foarte bună. Dar pentru un om o persoană care are cancer, nu este bună pentru că crește aciditatea corpului. Um, ce altceva vă mai pot, uh, aș vrea să vă mai spun, a, ah, sarea, sarea am scos-o de tot, de sarea am eliminat-o în, în totalitate. Am aici niște notițe. Pâinea albă, iarăși, am eliminat-o. Acum am început foarte puțin să mănânc pâine albă, dar uh, foarte puțin. În general, pâine cu pâine integrală, pâine neagră. În primul rând conține sare iodată, lapte și alte știu că din România mi-a mai scris, mi-au mai scris câteva persoane, în România nu se indică tratamentul sau uh, dieta, pur și simplu, nu se indică, sau în foarte rare cazuri. Uh, Mi-a mai scris o doamnă, nu știu dacă mă vede, este o doamnă care a avut uh, cancer de coluterin în gradul 4 și nu a făcut chimioterapie și doamna pur și simplu trăiește, este de câțiva ani de zile, trăiește și în ziua de astăzi foarte bine, fără să facă chimioterapie. Tot pe același principiu a mers. Um, nu știu dacă, me, dacă mă vede, dacă mă urmărește. Da. Um, aciditatea. Ce produce aciditate în corp? Deci în momentul în care corpul este acid, cancerul se dezvoltă. Aciditatea o produc pur și simplu, în primul rând, în primul rând sunt multe. În primul rând ci, sunt citricele, da? care conțin tot ce este acru. Tot ce este acru, zahărul, stresul, bineînțeles, și stresul contribuie, fumatul, alcoolul, da? un bolnav un, o persoană care are uh, cancer, care are metastaze, da, trebuie să renunțe pur și simplu. Uh, eu asta am făcut și am reușit. După șase luni, după șapte luni de zile, acum, pur și simplu, mi s-au. Uh, efectiv, mi s-au stopat banii de concediu medical, pentru că nu mi s-a mai. Deci, pur și simplu, nu mi-a mai apărut absolut niciun fel de celulă. Și fără. Fără chimioterapie, pur și simplu. Deci se poate. Și nu sunt singura. Deci nu sunt singura persoană. Uh, zahărul, da? Uh, care este foarte periculos. Uh, foarte multe persoane. Uh, li se pare foarte, foarte, multor oameni li se pare foarte, grea, foarte greu să țină regimul acesta, să nu mănânce brânză, lapte, ouă. Problema este că regimul trebuie făcut fără să te uh, abați. Adică nu mâine mănânc o bucățică de carne pentru că pur și simplu uh, nu știu, nu se vede. Ba se vede, da? Deci Pur și simplu eu una nu am gustat absolut deloc. Acum după mai multe jumătate de ani, am încercat, pur și simplu am încercat să mănânc puțin în carne și nu am mai putut, mi-a fost rău și nu am mai, uh... înainte, nu înțelegeam oamenii vegani, ce cum mănâncă ei numai legume și fructe, deci chiar nu înțelegeam. Și între timp am aflat că, de fapt, oamenii vegani nu fac cancer, deci oamenii vegani nu fac, pentru că ei nu au aciditate în corp, nu au de unde. Toate produsele animale, tot ce mâncăm noi au uh, uh, hormoni de creștere și ajută tumorile să crească. În momentul în care nu mai există sursa de hrănire, ele nu se mai hrănesc. Și așa că cancerul regresează de apoi. Uh, dacă aveți ceva să mă întrebați, mi-a mai scris o doamnă astăzi. Am și mi-a mai scris cineva, care a, o doamnă care i-a decedat soțul, și m-a întrebat cu ce a greșit. Eu nu sunt medic, deci eu nu sunt medic. Eu știu ce am, pur și simplu am testat pe mine și am văzut că a funcționat. Pur și simplu. Iarăși, polenul. Da, polenul, am mâncat că uitasem de polen. Pudra de scorțișoară sau pudră de roșcovă, cred că v-am spus, Puteam, am putut mânca. Chestii care le mănânc și acum. Fructe de orice fel, în afară de tot ceea ce este acru. ce pot să vă mai spun, dacă o simplă căutare pe internet, dacă vă uitați la indicațiile rădăcinii de păpădie, rădăcina de păpădie acționează foarte bine în cancer. Este ca și chimioterapia, doar că atacă celulele, atacă celulele numai, și numai celulele canceroase. Chimioterapia atacă tot, arde tot, în jur, da? Și brusturele tot așa. Deci brusturele atacă rădăcina de brusture și frunza de brusture. Atacă tot ceea ce este canceros, da? Din păcate în România, deci am vorbit cu foarte multe persoane care au care au avut cancer sau care au cancer, din păcate în România nu se indică. Uh, regim, un regim strict sau nu, marea majoritate află că de fapt ei poate să mănânce orice. Și din uh, și foarte mulți uh, uh, observă că chiar și cu chimioterapie situația se înrăutățește. Știu foarte multe persoane care cu chimioterapie, deci nu au reușit. Deci chiar nu au reușit și au urmat tratamentul pe care, care, care le-a fost indicat. Acum mai sunt și alți factorii externi și stresul, stresul extern care contribuie foarte mult. Alimentația, stresul, puțin sport, deci și sportul chiar... Sunt celulele care trebuie să se hrănească cu oxigen, și care chiar uh, uh, e benefic, sportul este benefic. Uh, puțină mișcare. Uh, pot să spun că acum, după. Deci, când am, uh, eu când am fost la, uh, la ultimul control, medicul care s-a uitat pe analize m-a întrebat tu nu ai făcut, mi-a spus tu nu ai făcut chimioterapie și am spus că nu, nu am făcut. Și atunci ce ai făcut? Uh, doctorița mea, medicul curant, medicul oncolog, mi-a spus de prima dată, i-am spus dacă aș putea să țin un regim și mi-a spus că, uite, eu medical nu indic regim, dar știu de la pacienții mei care au ținut că au fost rezultate foarte bune în, uh, la cei care au ținut regim strict. Deci, femeia a recunoscut, de fapt, că nu indică. Deci, ei, din punct de vedere medical, nici aici, noi suntem în Austria, nu se indică uh, regimul alimentar. În foarte mare uh, parte din cazuri, adică, da, uh, cunosc persoane operate în Viena. Care mănâncă orice, adică pozitivate cu cancer, cu metastaze și-au mâncat orice. Ceea ce este pentru mine, consider că, din punctul meu de vedere, este greșit. Nu li s-a indicat să nu mănânce. Uh, nu, am vrut să explic. Că în câteva cuvinte ce anume, cum am nu am procedat eu. Ce anume am, eu mi-am notat exact ce trebuie să mănânc, zilnic, aveam program zilnic și acum, nici acum nu mănânc. Deci nu mănânc. Tot ce înseamnă animal nu mănânc. Um. Da, deci cam asta am vrut să vă spun. Dacă aveți ceva să mă întrebați, îmi puteți să îmi puteți să scrieți în privat. Eu am un program, am făcut pentru mine un program, programul pe care eu l-am urmat. Um, Mi-am scris cam ce anume. Nu cam exact anume trebuie să mănânc zilnic. Iarăși, marcării tumorali. Marcării tumorali trebuie să scadă. Da? Deci în momentul în care, la mine din cauza regimului pe care l-am ținut, marcării tumorali s-au reglat. Deci, ei s-au negativat, pur și simplu, chiar după trei luni de zile, chiar și doctorița se uita pe analize și se uita și la nume, să vadă dacă, dacă sunt eu sau nu. Deci, ei aici, cel puțin aici, în Austria, ei sunt foarte direcți. adică nu te menajează sub nicio formă. Deci, ei îți spun clar, uh, da... Ai boala asta și ce șanse ai? Dacă ai șanse, câte șanse ai? Cum consideră ei, în funcție de analizele pe care tu le ai, în funcție de tomograf, de RMN? Da, și ce am mai făcut? Am controlat PH-ul. PH-ul care, în momentul în care el este deviat, este o problemă. Da? Și așa am reușit. Deci am reușit. Acum, bineînțeles, și v-am spus și vă repet, fără să te abați de la, de la regim. Chiar dacă la început este greu, este foarte greu. Deci este foarte greu. Organismul să se obișnuiască un organism care a mâncat tot timpul produs animal, să se obișnuiască uh, cu un regim atât de strict. Bineînțeles că mi s-a spus a păi, a păi tu ai avut curaj mai fată de -ai, uh, ai renunțat la chimioterapie. Da, Ei după, după standardele lor și după ce au ei, uh, dau chimioterapia, la orice fel de la orice fel de bolnav uh, canceros. Deci, și tot ce este cancer, ei indică chimioterapie. A făcut chimioterapie. Da, chimioterapia atacă și ce este bun, și ce este rău. Acum, dacă începe, da, dacă începe în gradul 3. Deci mi -a, chiar mi-a scris o doamnă, era în gradul 4. Și femeia a renunțat la chimioterapie. A spus că nu mai, are, nu mai e cazul să mai facă chimioterapie în gradul 4. Și-a avut la coluterin. Și a pur și simplu a, a urmat același regim pe care uh, vi l-am spus și eu. Și femeia trăiește și în ziua de astăzi. E are câțiva ani de zile. Nu știu dacă mă vede în seara asta. Am vorbit cu dânsa în privat. Deci uh, pur și simplu se poate. Eu cred... Consider că se poate. Deci eu am făcut test pe, uh, pe corpul meu și am văzut că se poate. Da, eu, eu cred că da, gradul 3 la gradul 3, deci chiar dacă are metastaze, uh, se poate, să știți. Deci dar trebuie să aveți încredere și voință, voință să țineți efectiv să nu mâncați, să nu, să nu mâncați. Uh, tot ce înseamnă produs animal, ulei vegetal, ulei de floarea soarelui mă refer, numai și numai ulei de in și ulei de măsline. Da? Uh, să nu mâncați murături, să nu mâncați tot ce înseamnă acru. Tot ce este acru, de la lămâie, citrice, tot ce înseamnă acru să nu mâncați. Uh, nu mai supe, puteți să faceți supe de roșii, de exemplu, uh, supe de legume. Uh, este bine că ca... eu nu am mâncat. Eu 3-4 luni de zile nu am gustat nici măcar pește. Am mâncat nuci. În fiecare zi nuci. 10-15 nuci. Ele conțin, au și. Deci conțin și vă, vă, vă ajută foarte mult nucile. Cereale, nu mâncați cereale cu zahăr. Cele care, au, cele care sunt pentru copii din supermarket au zahăr în, 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 ele. Sau și alte, cacao și alte chestii. Nu, pudră de roșcove se găsește la plafar. Am impresia, eu am luat-o de aici, din Austria, cred că la plafar se găsește în România. Pudra de roșcove, cereale integrale, um. Da, se poate, să știți că se poate, dar trebuie să țineți strict, deci strict, fără, fără, să, fără să vă abateți de la, de, la, de la regimul zilnic. Nu mâine mănânc un ou pentru că, știi, nu se vede. Ba, se vede. Da? Tot ce înseamnă ardei, ardei roșu, ardei galben, ardei gras, ăștia puteți, puteți să le mâncați. Salată verde, um, varză roșie, varză... Sigur că da, se poate. Da, la chimio, chimio, uh, refacerea după chimioterapie este dificilă. Chimioterapia atacă. Atacă efectiv și organele. Arde tot în, în, în organism, într-adevăr. Atacă și celulele. Sănătoase și pe cele bolnave, din păcate. Dumneavoastră, deci, puteți să puneți la macerat păpădie. Este rădăcina de păpădie. O, o, scoateți păpădia din. scoateți rădăcina, o curățați, o tăiați și o puneți cu alcool. De 30-40 de grade, 40 de zile, eu o las 40 de zile la macerat sau uh, rădăcină de brusture. Ambele sunt bune. Și le puneți la macerat în, în alcool, 30-40 de grade, și în fiecare zi. Pe stom și pe stomacul gol și în timpul zilei câte o lingură-două de, de tinctură. Este o tinctură, el și atacă celulele, și numai și numai celulele canceroase. Dacă puteți să mai citiți, să vă uitați pe internet, că sunt indicații pentru, și, și este informație în legătură cu tinctura de păpădie și tinctura de brusture. am aici uh, nu gemuri, nu dulceață nu uh, fără arahide ulei de arahide sau unt de arahide, nu uh, așa ca să nu uit a, și năut. Puteți mânca năut. Uh, năutul îl lăsați de seara la fiert, la fiert, la în apă, se lasă la muiat și dimineața îl fierbeți și el se mănâncă cu spanac, se mănâncă cu, vă, sala, cu și cu salată, îl puteți mânca. Uh, este foarte bun, are gust de fasole, deci nu, nu este ceva... Uh, eu îl pun, îl, pot, îl mai pun și la robot și îl, îl pasez, îl fac ca o pastă cu ulei de in, dar cu ulei de in sau ulei de măsline. Da? Deci. Da, cam asta am avut să vă spun. Chiar și persoanele, cu, persoanele cu, cu cancer avansat, deci cu metastaze. Deci cancerul cedează. Celulele, dacă, deci, dacă tu nu le dai ceea ce lor le place, celulele uh, nu se mai înmulțesc și cedează. Deci e pur și simplu, este foarte, foarte, foarte importantă uh, uh, alimentația. Foarte importantă. Și știu că este greu, este într-adevăr greu. Eu știu că, am, că doar mâncam orice și după aia m-am trezit într-o zi că nu mai... Am spus din două una, dacă vreau să trăiesc, trebuie să, trebuie să țin. Asta este, dacă nu și vreau să mănânc, a fost alegerea mea. Deci pur și simplu fiecare um, alege pentru el. Știu foarte multe persoane... Și mi-au scris foarte multe persoane, țin legătura cu multe persoane operate și operate, cu, și cu cancer, cu metastaze, care pur și simplu au mâncat câte puțin pui, că e pui de țară, că e, nu contează de care este. Deci nu trebuie să mănânci. Pur și simplu. Pentru că ei se hrănesc. Și chiar nu. Nici chimioterapia nu. Bine, eu știu foarte multe persoane care n-au ținut regim, au făcut chimioterapie, exact ce li s-a spus și au cedat foarte repede. Deci foarte repede. Dacă eu o să las videoul acesta aici, dacă nu știu dacă am uitat, am omis ceva, dacă aveți ceva să, să mă întrebați, cu foarte mare plăcere eu vă ajut. Eu mi-am notat, deci exact ceea ce am mâncat eu și exact ceea ce v-am spus, exact ceea ce am făcut eu. Și am reușit. Deci am reușit, deci se poate. Dar și într-un caz avansat, adică destul de avansat, pur și simplu, și cu o operație foarte... Foarte, operația pe care o am este foarte mare și... Deci se poate. Și o rog, doamna care, care mi-a scris, care, care, -a făcut, care a refuzat chimioterapia, care era în gradul 4, cu, la coluterin, dacă se poate, dacă mă vede, nu știu dacă este, că am uitat cum o, cum o, cheamă. Dacă se uită în seara asta sau după aia, să, dacă vrea să îmi scrie în privat, să putem să vorbim și poate duminica viitoare sau sâmbăta următoare să, să intrăm împreună și să, și să discutăm. Da? Ok. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și dacă vă pot ajuta cu altceva deci cu alte informații cu tot dragul eu cu toată plăcerea vă răspund da? îmi puteți scrie în privat și vă răspund eu am aici toată informația am scris o groază de exact ce ce anume, cum să iau tincturile, ce trebuie să fac ce trebuie să mănânc Um, și așa mai departe. Deci și, și a, și să vă spun cât de rău poate să facă uh, uh, chimioterapia și radio, radioterapia. Am spus că după ce am, deci după ce am făcut operația, și am refuzat chimioterapia după vreo două luni de zile, doctorița mi-a spus că, uite, nu vrei să faci puțină radioterapie pentru că radioterapie că este local și că nu are aceleași efecte ca și chimioterapia. Și nu e decât local să nu se mai formeze alți alte tumori în, în același loc. Și am spus, ok, am făcut uh, câteva ședințe de radioterapie, iar uh, acum, după câteva luni de zile, am văzut că nu pot folosi o, o mână uh, la fel ca și cealaltă. Și când am fost la medic, uh, la un radiolog, uh, pur și simplu a descoperit, a văzut că din cauza radioterapiei a fost atacat un nerv care are legătură cu mâna, cu mâna stângă și din cauza asta nervul acela e de două ori mai mic pe partea stângă decât pe partea dreaptă, iar mâna funcționează de două ori mai, mai, mai puțin decât cealaltă. Deci, am spus ca să, hai să nu, să nu refuz chiar tot tratamentul care mi se indică, adică Ah, și nu mai spun de, am luat un uh, hormon, un tam tamoxifen se numește. Uh, L-am luat o lună de zile. La început am spus hai să-l iau, că a spus că este preventiv și că ar trebui să-l iau. De trei ori am ajuns la spital, de trei ori și nu știau pur și simplu ce am cu dureri. Deci mi-a atacat efectiv ficatul și pancreasul atât de toxic a putut să fie medicamentul respectiv. Aveam analizele la ficat. Erau, pur și simplu ficatul era extrem de toxic, ca și cum aproape aveam, zicei că aveam hepatită, dar era o toxicitate medicamentoasă de la medicamente și nu știam ce anumeam. Bineînțeles că l-am întrerupt și pe acela pentru că chiar nu mie una și trebuia să-l iau și 5 ani de zile, adică în 5 ani de zile aveam tot, toate șansele să, am, să fac ciroză. După, deci dacă nu mai după o lună am ajuns de 3 ori la spital și chiar, deci îmi pare foarte rău. Deci chiar și am continuat cu, trata, cu, medicam, cu ce am luat eu, cu ce mâncam eu și regimul meu și mă simt foarte bine, nu am, n am avut nevoie să mai, să mai urmez Tratamentele lor. Bineînțeles că ei trebuie să-ți le dea, pentru că ei sunt. Deci, asta este schema lor de tratament și chiar nu. Vă mulțumesc foarte mult! Dacă mai am ceva, o să, să vedem dacă o să încerc și săptămâna următoare. Dacă doamna îmi scrie, sau dacă este altcineva care dorește să să intre în direct, să vorbim, da? Uh, cu toată plăcerea. Și până săptămâna viitoare să mă mai uit să văd dacă am mai uitat, am mai uitat sigur, am uitat din alimente, din ceea ce mâncam. A, ah, de exemplu, orez. Orez nu... N-am am, -am gustat orez și nici nu gust orez. De exemplu. Uh, sunt alimente pe care le am uitat. Și, să, și încă ceva, să știți că și uh, ceea ce este vegan, sunt foarte multe. Eu credeam că am mor de foame, că zlăbești, că deci așa credeam eu înainte. Nu am slăbit niciun gram și nici nu am murit de foame, nici nu mi-a fost foame, pentru că am mâncat. Deci am mâncat pur și simplu. Deci dar nu am mâncat Ceea ce mâncam înainte, asta, era, asta este singura uh, diferență. Asta a fost singura diferență. Ok, vă mulțumesc încă o dată și vă aștept în privat dacă aveți, uh, aveți nu știu, nu ați înțeles ceva sau poate că am și omis câte ceva și vreți să mă întrebați. Da? Vă mulțumesc tare mult! Și dacă vă pot ajuta cu o informație, eu cu tot dragul, deci chiar nu sunt medic, am studiat pur și simplu, am citit cu zilele, cu nopțile, ca să pot să-mi formez un... Uh, uh, să-mi fixez un anumit regim pe care, de care să mă țin, efectiv. Și a funcționat. Sunt foarte multe persoane în România care, din păcate, nu au acces, pur și simplu, nu, nu știu, nu, nu știu, nu li se. normal, poate nu li se spune, nu. Uh, sau unii chiar li se pare foarte greu să țină regim. Într-adevăr, ușor nu este. Vă spun, v -am, v -am, vă, mai și, vă mai repet o dată, nu este ușor să ții acest regim. Uh, și am mai auzit anumiți medici, chiar și din România, care indică, sunt foarte puțini în România, care indică, acest, uh, care indică regim vegan. Uh, și chiar uh, și ei recunosc că sunt foarte mulți pacienți care refuză acest, uh, pur și simplu, refuză regimul. Și mănâncă tot ceea ce mâncau înainte. Da? În săptămâna asta să mă mai gândesc să văd dacă mai, ce am mai uitat să vă mai spun. Mai am, sunt și ceaiuri pe care eu le-am băut. Sunt și... O să vă mai spun săptămâna următoare. Da. Da, cam asta. Doar că trebuie să aveți încredere că. Deci se poate. Deci se poate. Nu există, nu se poate. Se poate. Și la cazuri foarte. la, la pacienți care sunt foarte avansați. Da? Vă mulțumesc tare mult și. Ne vedem săptămâna viitoare dacă mai citesc și mai văd ceva ce mi-aduc aminte din ce, din regimul pe care l-am ținut. Uh, sunt sigură că am uitat legume și că aveam o listă întreagă de legume, fructe și alte. Uh, da. O groază. O groază. Da, în afară, chiar, da, polenul, chiar polen, am mâncat polen, într-adevăr, și ceai de salvie, da, din ce mai văd aici. Dar oricum, vă o să mai intru săptămâna viitoare și vă mai, vă mai, mai detaliez între, dintre legume și fructe și, da, să vedeți că nu este deci chiar nu este dificil să, nu este chiar atât de greu cum pare regimul vegan și veganii poate să confirme că, deci, chiar nu este dificil. Și nici nu se moare de foame, nici foame nu vă este. Vă mulțumesc tare mult și uh, poate ne vedem săptămâna viitoare da duminică sâmbătă duminică sper să reușesc să, să mai intru și să, să mai să mai discutăm Vă mulțumesc și sănătate multă